Doamne, ferește, deci eu nu pot să cred că dintr-o simplă chestie pe care am spus-o, nu știu, a explodat așa cu tremur nenic în toată lumea. Doamne ferește, dar ce am zis? Că n-am zis nimic. Că nu știu cum s-a deplasat. Era ceva de genul cu 3 defecte ale Gabrielei Cristea. Dar eu am spus că eu nici nu am apucat, n-am cunoscut-o pe Gabriela Cristea vreodată face-to-face, așa că va trebui să spun ceva și am spus cumva din spusele altora și din ceea ce am observat eu. Pentru că oricum consider că, na, Gabriela Cristea, cel puțin știu din pozele și fotografiile foarte mult mai vechi, chiar mi se pare o femeie foarte frumoasă. Și atât am apucat să zic, am observat, pentru că știu că este la un reality show și am observat că na, a mai luat în greutate. Că e normal, na, după 2 sarcini și așa mai departe, ce am mai zis? Că nici nu mai știu. Că... păi asta este ca ei s-a interpretat. Eu am spus că fostul soț, asta îmi spunea despre ea. Eu nu știu, că n-am de unde să știu cum este Gabriela Cristea, că nu am stat cu ea, nu am întâlnit-o, n-am discutat, nici măcar nu un salut sau ceva mai mult. Așa că nu am de unde să știu cum este, de asta am și spus, zic, așa spunea că este rea, habar n-am. Am primit foarte multe mesaje de la oameni, mă rog, unii, vai de mine ce ai spus, alții, bine ai făcut, dar efectiv, adică mi-am asumat lucrurile astea pe care le-am spus, dar de fapt erau cumva, mai ales aia cu că este o persoană rea, erau din spusele altora, nu din partea mea. Fostul tău soț îți povestea deseori despre ea? Categoric, da. Și nu numai despre ea. Nu numai despre ea. Nu numai despre ea. Adică, na, și când ne-am cunoscut, era așa ca, nu știu, un rezumat al întregii vieți. Da, am încercat să nuanțeze, dar porumbelul odată ieșit din gură, zboară, slobod și... face pe umerii, oricui e dispus să se uite și să accepte și să asculte. Este Gabi Cristea la telefon. Sărbuna, Gabi. Bună, Dan, bună. Deci bună, ești, bună. Ești o grasă rea. Da. Sau ai fost? Dan, eu am crezut că mă spun să-mi spui la mulți ani pentru fii mea. Că... La mulți ani, Doamne ajută. Urma și asta, dar da. Se diminua mesajul. Știi cum e, da? Da. Da. La mulți ani, să-i dea Dumnezeu sănătate, să fiți fericiți. Eu acum am auzit prima dată ce a spus doamna. Mă interesează atât de puțin încât m-a sunat astăzi Aurelia și mi-a zis de treaba asta, dar n-am avut nici măcar curiozitatea și nici măcar timpul necesar să fac asta, pentru că da, până la urmă nu e o mare înțelegere. Nu e. Alte preocupări, înțelegi? Da, nu e neapărat un mare scandal, doar că în momentul ăla știi că încercam să aflăm cât mai multe lucruri și te sunam și pe tine, o sunam și pe ea, sunam... Au fost multe episoade în care Marcel a fost săracul Dumnezeu să odinească, a fost personal. Și tu te țineai tot timpul departe, știi? Uite că acum te bagă cu... Intri cumva și cu forță. Nu, dar știi care e chestia? Să știi că nu este nici prima și nici ultima persoană care a făcut sau care o să mai facă treaba asta. Pentru că nu mă interesează atât de puțin. Noi avem alte preocupări. Cred că v-ați mai uitat și voi pe la reality show-ul nostru de pe Antena Star, pentru că suntem exact înainte de voi și ați văzut că noi avem o viață mișto. Normal, nu zice nimeni că te cramponezi de treaba asta, dar nu, te râcâie cumva. Nu mă interesează, adică chiar este, cum să zic, departe de mine. E o chestiune de... trecut, foarte trecut, nici nu mai mi-aduc aminte că mi s-a întâmplat mie în viața asta, așa că nu, eu mă concentrez la ce mi se întâmplă acum, ce mi se întâmplă în prezent, faptul că pe cineva ia gura pe dinainte și vorbește niște chestii, nu e nici prima și nici ultima persoană și nici nu mă mai sperie treaba asta. Da, și cred că trebuie analizat și contextul, adică nu cred că era totuși un context răutăcios în care să băi, mă interesează atât de puțin în ce context sau în ce necontext s-a făcut, adică chiar e departe de mine. Dar voi, de-a lungul timpului, ați avut ceva de împărțit voi două vreodată, în vreun fel sau altul? Nu, eu nici nu o cunosc pe doamna și nu am
avem, adică nu ne-am întâlnit la nicio emisiune și... Tu ai spus, vreodată ceva despre ea, ceva rău, nu știu, să te fi ținut minte cum a fost cu Lena Merișoreanu și cu asta, nu știu. No. Să fi vrut. Nu, nici nu se pune problema, eu nu mi-am permis niciodată să enunț lucruri de genul ăsta sau alte lucruri răutăcioase la adresa... vreunei persoane. Până la urmă, hai să fim cinstiți. Pe toți ne mai ia gura pe dinainte, dar nu e caz. Da, asta spun. Asta spun. Cred că până la urmă trebuie privită în cheia asta. Păi, și de reținut e că se uită la reality-ul vostru. Asta. Da, exact, exact. Adică eu cred că acolo ar trebui să se rezume toată treaba, pentru că până la urmă, fiecare miercuri și joi de la ora e adevărat. 21 suntem pe Antena Star. Vine publicitatea peste noi. Încă o dată la mulți ani, Doamne ajută să, aveți parte de o aniversare frumoasă. Intrați și pe Instagram, intrați peste tot, că ne vedeți și suntem mișto. Ok, ok. Sănătate multă!